Da, tu ar trebui neapărat să prezinti un grup acum, da, care are tot un prefix... Dintr-un mediu studențesc provin, sunt înființați în 1995, deși au avut antecedente... Desființați când? Desființați probabil după emisiunea asta. Când v-ați desființat, domnule? Da. Cum se intitulează grupul vostru? Prefix, fără deci. Prefix. Zi încă o dată. Prefix 032. Care e 0? Și care e 3? Eu. Și care e 2? E în funcție de kilograme. Și ce cântați? Folk. Domne, spune, intitulați titlul piesei, nu? Vara. Vara? Topărceanu. Vali, aș vrea să mai spun ceva despre ei, că au câștigat la toate festivalele din țară cam tot ce se putea câștiga, așa? Și că ei în se țară numesc... inutil, Victorie, în străinătate contează. Da, da. Se numesc Cătălin Ungureanu, Liviu Nechita, Eduard Brâncă și formează deci grupul Prefix 032 din Iași. Baftă! Liniște, căldură, soare, sălcile plângătoare, stau în aer dormitând, un vițel la râmsă d'apă și-o femeie lângă o apă, spală rufele cântând. Și din vale abia vine un șapca de albine, somnoros și uniform, ceartă sălcire care toată ziulica dor. Sub o salcie bătrână și cocante joasă mână, care-mi ține de urât, m-am mâncat în pânt pe spate, sunt numit pe rechemate, a venit numai decât, a venit numai decât. Salcie bătrână și cocarte groasă mână, care-mi ține de urât, m-a culcat în fânt pe spate, somnul lin pe rechemate, a venit numai decât, a venit numai decât, a venit numai decât. Cât băieții pregătesc, am înțeles, o casetă și că în curând o vor lansa la Iași. Le dorim succes din inimă. Sigur că le dorim succes. În același timp dorim succes și tehnicienilor de sunet de la Televiziunea Română să învețe încă o dată că trebuie, în momentul în care începe piesa, să se audă și chitara. Dacă nu se aude chitara, e inutil, nu se aude nimic. Mă iertați, stimați tovarăși, domnilor și doamnelor, asta e. Probabil că se supără toată și Moculescu pe mine acum, dar asta e. Dacă nu se aude chitara, nu se aude nimic. În sfârșit, sper că a fost bine ce a fost cântat și Valisterian va fi încoată în jurat. Uite bă ce al dracu ăsta și